Am alcătuit acel trei, acel spirit trăimi care domină viața noastră. Tezaurul folcloric la 20 de ani va fi pentru dumneavoastră un prilej de a rememora secvențe irepetabile păstrate în videoteca noastră, de a ne întâlni cu acei interpreți pe care i-am adus în fața dumneavoastră, care au devenit vedete în acești 20 de ani. Dar fără a vă deconspira prea multe din pregătirile noastre, ne vom întâlni și cu cei care au 20 de ani, chiar vârsta tezaurului folcloric, cu cei care au 20 de ani de carieră, în spectacolul 90. După atâția ani de drum lung, au reușit să ajungă aici, acasă. În 1988, un moment emoționant. Cu flori și lacrimi, primul concert al Sofiei Vitezeanca, alături de lăutarii din Chișinău. Dirijor Nicolae Botgros. Și din izvoarele